Dacă întârzierea produsă de o solicitare a Comisiei Naționale de Heraldică ar fi fost evitată, steagul municipiului Buzău ar fi fluturat în aceste zile alături de drapelul național. Așa cum se știe, în luna noiembrie anului trecut noi am adoptat un model de steag al municipiului Buzău și acest model pentru a intra în circuit și a putea fi utilizat, el trebuie supus aprobării Comisiei Naționale de Heraldică din cadrul Ministerului Culturii. Odată depusă documentația la această comisie, ne-a fost solicitată o anexă la hotărârea de Consiliu Local prin care să descriem elementele componente ale steagului. Steagul municipiului Buzău este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2x3, de culoare albă cu două benzi de culoare roșie înguste pe orizontală, una în partea superioară și una în partea inferioară. În centru este imprimată stema municipiului Buzău. În partea lateral stângă este inscripționat statutul localității, municipiul, în partea dreaptă denumirea Buzău, iar sub banda roșie din partea inferioară este denumirea România. În noul proiect, care va fi supus aprobării Consiliului Local Municipal în ședința din luna iunie, au fost specificate și semnificațiile elementelor și ale culorilor de pe steag. Dacă n-ar fi fost această întârziere, probabil că la evenimentele din 16-17 ar fi fost... Absolut, alături de lansarea noului logo al municipiului, aveam posibilitatea de a arbora pe principalele artere ale orașului și steagul oficial. Însă lucrurile au întârziat din acest punct de vedere privind avizarea, însă noi sperăm că până la finele acestui an vom avea toate aprobările necesare pentru noul steag. Steagul municipiului Buzău va putea fi arborat la toate evenimentele oficiale din oraș. Totodată el va fi arborat permanent la sediul primăriei din Palatul Comunal, dar și la celelalte sedii ale instituțiilor subordonate municipalității.